Stimați colegi, vreau să mulțumesc în primul rând întregului plen a Parlamentului pentru această sesiune, fiecărui deputat pentru munca pe care au depus-o, colegilor noștri din secretariatele fracțiunilor, secretariatului Parlamentului. Abnegația și devotamentul dumneavoastră face ca această instituție să lucreze. Dar acum permiteți-mi să mă adresez în primul rând colegilor mei din fracțiunea PAS. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru efortul pe care îl depuneți zilnic, muncind în teritoriu, în dezbaterile publice de la TV, care pe alocuri sunt deloc ușoare, munca din comisii, dar mai cu seamă munca pe care o avem noi săptămânal, chiar bisăptămânal, în fracțiune. Acolo unde dezbatem pe alocuri în contradictoriu, dar unde mereu ajungem la cea mai bună soluție. Pentru că doar în discuții ajungem la compromisuri necesare și avem certitudinea că ne mișcăm în direcția corectă. Atât timp cât vom avea certitudinea că suntem fiecare de bună credință, vom reuși să facem lucruri frumoase, care să dăinuie în timp, lucruri pentru care ne-au ales cetățenii. Și în acest an complicat am reușit să facem multe lucruri bune. Am majorat pensiile semnificativ și indemnizațiile sociale, în multe cazuri cu circa 60%, am crescut subvențiile în agricultură cu 50%, am bugetat sume record pentru infrastructură, drumuri, canalizare, iluminat stradal, ceea ce lipsește atât de mult țării noastre. Am scos țara din bezna izolării internaționale, unde țara noastră s-a aflat prea mult timp. Și toate aceste lucruri le-am reușit, dragi colegi, în pofida unui an a crizelor. Crizei pandemice, crizei economice și crizei gazelor. Da, toate aceste lucruri le-am reușit împotriva tuturor acestor impedimente. Dar dacă acest an a fost un an al crizelor, anul care vine va fi un an al reformelor. Și în acest an va trebui să muncim înzecit de mult pentru a duce la bun sfârșit promisiunile noastre electorale și a îmbunătăți viața în Republica Moldova. În acest an vom pune fundamentul unei justiții independente, care lipsește cu desăvârșire în Republica Moldova. Vom construi un sistem medical mai performant și mai empatic, inclusiv prin cele două spitale regionale. Vom edifica un sistem social mai generos și mai echitabil. Vom construi o economie mai competitivă, un sistem administrativ mai eficient. Și toate aceste lucruri le vom reuși, stimați colegi, grație abnegației, profesionalismului și integrității de care dați dovadă zi de zi. Dar acum, haideți să discutăm despre cele două tipuri de politicieni. Pentru că în anul care vine, va trebui să dăm dovadă că suntem cel de-al doilea tip. Pentru că primul tip de politicieni este ghidat mereu de interesul propriu sau de grup. Pe când noi suntem ghidați de interesul public. Există politicieni care sunt ghidați de dorința de a face pe plac celor din jur pentru a obține dividende politice și există politicieni care își asumă decizii complicate, decizii dure, dar necesare. Primii sunt așa zișii vânzători de acadele, care sunt mereu pe placul tuturor, iar ceilalți sunt politicienii de tip medic, care diagnostichează problema și administrează pastila amară, dar atât de necesară. Primii caută mereu să fie pe plac, îndulcind oamenii cu promisiuni siropoase. Noi însă va trebui să luăm decizii complicate, nepopulare, decizii care au fost amânate timp de 30 de ani și din cauza ezitării celor care au guvernat Republica Moldova timp de 30 de ani, ne aflăm în realitățile pe care opoziția le critică cu atâta sârguință. Dureros e să constatăm că vânzătorii de acadele despre care pomeneam adineauri, ușor, ușor se transformă în timp în vânzători de oameni, de patrie, de neam,
Am trecut această experiență rușinoasă. De aceea, stimați colegi, vă invit să ne inspirăm de la medicii noștri, de la profesori, de la ofițerii cu demnitate și onoare care își slujesc patria și în anul care vine să muncim în continuare cu abnegație în interesul public, pentru că pentru asta ne-au ales cetățenii. Și pe această cale le urez un Crăciun fericit din numele fracțiunii PAS și un an nou roditor și să aveți încredere că fracțiunea PAS împreună cu colegii noștri din guvern și din președinție muncesc în interesul public. Așa să ne ajute Dumnezeu!